Acțiunile de control vizează respectarea condițiilor sanitar-veterinare înainte de Paște în toate târgurile de animale, piețe agroalimentare, unitățile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare și unitățile de alimentație publică. În județul Gorj au fost autorizate 4 târguri de sacrificare. Ce activități desfășurați în această săptămână înainte de Paște? Da, astăzi am finalizat acțiunile de control în pensiunile agroturistice în zona mănăstirilor, pentru că am avut foarte multe acțiuni legate de județ. Ne vom axa pe această săptămână, în mod deosebit în cele 4 puncte de sacrificare a meilor, la Târgu Jiu, Novaci, Motru și Rovinari. Vom avea o săptămână în care vom verifica cu predilecție unitățile care comercializează carne de miel, carne de porc și alte specii, piețele agroalimentare, carmangeriile, măcelăriile. Vom verifica cu mare atenție ouăle care se aduc pe piața liberă, să spunem, din micile gospodării. În urma controlelor desfășurate în ultimele 2 săptămâni au fost identificate și nereguli care au fost sancționate. Mai mult, județul Gorj este primul pe țară în ceea ce privește numărul de sancțiuni aplicate. Din păcate, în ultimele 2 săptămâni am aplicat foarte multe sancțiuni, în mod deosebit în magazinele sătești, unde am constatat o serie de neconformități, magazine neautorizate, alimente expirate, alimentele expuse necorespunzător, depozite, unde am aplicat iar sancțiuni pentru depozitarea necorespunzătoare. Sunt peste 20 de sancțiuni aplicate numai în ultimele zile. La finalul acestei săptămâni, inspectorii sanitar-veterinari vor verifica toate cofetăriile din județ pentru a se asigura că pe masa gorjenilor vor ajunge numai produse sănătoase.